Evident, voi spune ceva din interior, mai ales că sunt singura prezență feminină dintre cei doi bărbați care merg mai mult pe intelect și vor contextualiza poezia Danielei. Chiar aseară am recitit volumul ei și mi-aș fi dorit să-l pot citi cu ochii închiși. De ce spun asta? Bine, lucrul nu este posibil, dar mi-aș fi dorit să-l citesc cu ochii închiși pentru că în momentul în care am avut contactul cu poezia Danei, vizualizam lucruri, obiecte, persoane pe care ea le interiorizează foarte bine, deci le vede în interiorul ei și în momentul în care reușește să și le definească pentru ea, deschide ochii și vede lucrurile din jur altfel. Spre exemplu, dacă ne gândim la Sarita, nu mai știe cine este această persoană, ce a însemnat pentru ea, ce senzație a avut în legătură cu această persoană, modul în care a vizualizat-o. E bine, dacă eu deschid ochii și încerc să-mi imaginez pe această Sarita într-o persoană feminină din fața mea, voi încerca să o văd prin ceea ce a reușit Daniela să-mi transmită. De altfel, citindu-i poemele, m-am gândit foarte mult la felul în care scria Pablo Picasso. Se pot picta poemele Danielei. Sunt poeme vizuale. Deci le pot foarte bine vizualiza. Îmi dă această posibilitate de a-i vedea și de a-i simți poemele pictându-le, ceea ce ar fi, nu știu, cred că extraordinar, zic eu. Și încă un lucru, poezia Danielei Micu te ajută să vezi realitatea altfel, să o percepi altfel. Ori eu, nu știu, pentru mine poezia Danei este o mărturie, o mărturie pe care mi-o dă mie ca cititor, iar eu, în urma lecturii ei, vin cu propria mea mărturie și le-o spun sau le-o transmit celorlalți. Nu o să zic mai mult. Și oricum, ea are întotdeauna un cuvânt de rezervă, am și spus pe spatele copertei, un cuvânt de rezervă prin care ea poate să redenumească lucrurile și să ne arate faptul că un obiect poate fi privit nu numai într-un singur sens, ci poate fi privit printr-o multitudine de sensuri. Și e bine să le vedem pe fiecare, modul în care le percepem și să le apropiem, să apropiem de noi acel sens care nouă ne spune cu într-adevăr ceva. Eu o felicit din suflet și sper să vedeți și pe al doilea, că toți suntem la suflet pe al doilea. Felicitări și mulțumesc! Și acum îmi revine misiunea, să zic, această lăbită alături de noi cu tăpișorul militarul.